crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea la Europa FM. Început de săptămână, 800 de euro astăzi, plecând de la 100. 4 răspunsuri corecte îl pot face pe Răzvan, câștigătorul sumei maxime. Bună dimineața! Salut, Răzvan! Bună dimineața! Salut! Bine ai venit! Ce faci? Bine v-am găsit! Uite, sunt aici la serviciu. Singur la serviciu sau cam câți colegi ai prin preajma? Am 2 colegi. 2, dar bun. Da, da. Nu ești prea încrezător. E prima dată când particip. Urmăresc de fiecare dată concursul. De unde ești? Din București. Din București, aha. Din București. Bravo, Răzvane. E 2 colegi. 20 șanse în plus. Și ia zi, de obicei răspuns corect la întrebările pe care le auzi la Dublu sau Nimic, nu? Așa, de pe margine. E, da, să sperăm. La ce întrebări sunt azi cu doi colegi, ar trebui să luați toți banii. Sincer. Nu te mint. Presiune pe Răzvan. Da, nu, cu colegi, adică dacă era singur, era mai... putea fi complicat pe aici, pe acolo. Cu ce vă ocupați, domnul Răzvan? Sunt inginer. Inginer. Aha. Hai că e simplu. S-a trezit și inginerul. Cum a auzit de inginer? Bam! Da. Solidaritatea inginerilor. Scoate și tu întrebările alea pentru ingineri. Putem pun la toate. Nu, întrebările spun că sunt. Sunt. Bine, păi hai să începem. Accesibile. Știi regulamentul, bănesc, Răzvan, ai 6 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare și te decizi după fiecare răspuns corect dacă mergi mai departe sau te oprești, da? Ok. Bine, să înceapă Dublu sau Nimic, atunci plecăm astăzi de la 100 de euro. Prima întrebare, una de actualitate și, mă, normal, nici nu v-aș mai adresa-o, având în vedere că sunteți 3 bărbați acolo, v-aș da direct 100 de euro, dar regulamentul impune să îi dau citire, așa că iat-o. Răzvan, cu reprezentativa cărei țări joacă diseară în preliminariile Cupei Mondiale echipa națională de fotbal? Cu Armenia. Vezi, și nici n-ai avut nevoie de ajutor. 100 de euro au ajuns deja la voi. I-ați primit? Da. Bine, atunci nu-i mai trimitem noi, dacă a doua oară. Bine, ai 100 de euro, Răzvan. Ai trecut, Răzvan, de întrebarea de încălzire. Asta s-a necat când auzi că trebuie de 100 de euro. Da. Nu, dar dăm 200 și ne trece acum. Mergi mai departe? Păi merg, da. Până la cap. Bine, domnule, până la cap. Așa te vreau. Nu, e că facem 200 treabă. De euro. Eu vă spun. Să pregătești aia cu ai câștigat 800. Aulo. Și știu un pic, ai văzut că am început să învăț eu așa cam cum merge treaba. Răzvan, aici s-ar putea să ai nevoie de colegi. Mă rog, de aici înainte, colegii au un rol important. Ei ascultă, da? Ascultă, da. Ascultă și râd. Pentru orice eventualitate, îți repet că regula e ca tu să dai răspunsul final. Deci dacă strigă răspunsul vreun coleg, nu se pune dacă nu-l pronunți tu, da? Da. Din punctul meu de vedere, asta e cumpăna în jocul de azi. Dacă ai trecut de întrebarea asta, mergi până la capăt. Da, mă rog. Răzvan, nu te emoționa, că nu-i nimic complicat. Spune-ne ce trupă rock. Am zis mai devreme la indicii că avem rock azi, da? Ce trupă rock au lansat în anii 90 David Colen și Alin Oprea? Talisman. E că am crezut că v-am încuiat. Auzi? Pentru... stai un pic. Asta e rock de la de-a lui Gen Scorpion. Nu e bre rock. Mamă, era, știi cum se dădeau capul de șerpi. Era o rupere. Și după aceea au lansat și o mașină, știi? Genul muzical rock este prea larg. Foarte. E mult prea aici larg. Aici e problema. Asta, eu asta sper. El cuprinde atât de la balade, cum a câștigat azi bătălia hiturilor George cu Bed of Roses, până la AC/DC și de la Talisman până la Scorpions, e prea vast. Da, el fiind atât de vast, ai și multe oportunități, Luca, dacă înțelegi ce vreau să spun. Da.
A închis Răzvan, s-a plictisit. Să-l sunăm pe Răzvan din nou. Acum nu ne înțelegeți. Adevărul că... și eu închideam în locul. Stai mă puțin, că ne înțelege lumea greșit. Să nu ne înțelegeți că nu așa apreciem Scorpions sau Talisman sau așa mai departe. Sau Bon Jovi. Dar e gluma noastră, dar e gluma noastră favorită pentru că atunci Bon când Luca se referă la rock, el e foarte soft. Da. De fapt. Da. Că tot ce să spun ești foarte aspru cu Bon Jovi ăla. Da, stai așa. Avem și niște limitări date de formatul playlist-ului. Da. Răzvan, eu aș vrea să propun Megadeth. De ce nu? Da. Răzvan, măcar nu ne Judas. Hei, salut Răzvan, ce faci? Zine o piesă de la Talisman. Da. De cum? Da. Ce să fac? Telefonia. S-a întrerupt. Am înțeles. Știi vreo piesă de la Talisman? Mai complicat aici. Colegii s-au trezit sau dorm în post? Că nu i-am simțit până acum. Te-a ajutat un coleg la asta? Singur, da, atât de singur. Aia, ai răspuns mai greu. Alt roc. Sunt alt roc. Bine, domnule! Hai. 200 de euro, banii voștri! Altfel vezi viața acum, Răzvane, nu? Da, mai e ceva. Mai e ceva, sigur că mai e ceva, dar cu 200 de euro. Ai 200 de euro, acum e decizia ta dacă îi pui la bătaie, poți să dublezi suma dacă răspunzi corect sau îi pierzi dacă răspunsul e greșit sau în afara celor 6 secunde. Acum mergem până la capăt. Bravo! Am zis gata. Ne place de tine, Răzvan. Hai să vedem. 400 de euro. Acum urmează o întrebare, Răzvan, din geografie. Așa că activează colegul specialist în materie și spune-ne, așa, pentru 400 de euro, care este capitala Azerbaidjanului? Baku. Până acum, ce să zic? Zici ceva. V-ați descurcat cumva. A fost și Eurovision la ăștia, nu? La Baku? Da. Da. Vezi, dar am uitat. Numai la noi n-a fost Eurovision, în rest a fost peste tot. A devenit mai popular Azerbaidjanul de când cu Eurovisionul. E cam simplă întrebarea, nu, Răzvan? Da. Da, Răzvan îl simt fiert pe Eurovision. E nebunitul de acolo, știe. Nu m-a fost în când a fost ediția din Baku, practic nu s-a dezlipit de televizor. Bine, Răzvan, 400 de euro! Felicitări! Da. Acum ai de luat o decizie dacă mergi mai departe sau nu, dublezi la 800 sau te oprești aici. Păi eu n-aș mai merge, dar mă prestează colegii. Păi n-ai zis că mergi până la capăt? Păi da, eu acum merg. Un minut păi ai zis. V-am zis, eu n-aș merge, dar mă prestează colegii. Acum bravo, colegii! Merge. Bună treabă! Acum tu ia, fii atent. Ia în calcul că noi când vorbim aici și îți transmitem câte ceva, mai scăpăm cumva... Știi? Adică sunt niște indicii de care poți să ții cont. Indicii ascunse, da. Da. Ai discutat cu noi, adu-ți aminte, uite, îți dăm 6 minute să te gândești cam ce am vorbit noi astăzi la Dublu sau Nimic, cum am conversat și peste 6 minute ne spui ce decizie ai luat, bine? Ok. Auzi, dar colegii sunt tot ingineri? Păi da, sunt tot ingineri, da. Toată lumea e ingineră acolo. Păi știi cum e, puteau să fie oameni metodici. Răzvan din București a câștigat 400 de euro la Dublu sau Nimic. Mai are o întrebare, mergem mai departe până la final sau nu pentru 800 de euro. Să aflăm în 6 minute în direct în Deșteptarea. Deșteptarea. Every morning, first thing I turn on in the morning to wake me up. Love the morning. La Europa FM. Joacă Dublu sau Nimic. Întors cu Dublu sau Nimic în Deșteptarea. Răzvan din București e cu noi. A câștigat 400 de euro răspunzând corect la 3 întrebări. Răzvan. Da. N-a fost greu până acum, nu? N-a fost greu. E un fel de a zice. Am cam forțat un pic norocul, pot să zic. N-a fost nici ușor. Simt slăbiciune. Însă... Da. Vreau să te gândești bine, 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 bine de tot. Inclusiv la ce o să zică colegii tăi ingineri, dacă răspunzi, dacă răspunzi în afara concursului la întrebare și ratezi 400 de euro, da? Da. Nu, Răzvane, tu ține-o pe a ta. Ai zis că mergi până la capăt, mergi până la capăt.
Așa este, dar uite, acum am făcut niște calcule de probabilități și statistici și ne-a dat că ar trebui să mă cam opresc aici. Nu e bine. Mercur ce zice? E în retrograd sau cum? Ți-a sădit ăsta neîncredere cu pauza, că asta e a lui. Am văzut că erai hotărât să mergi. Stai, domne, puțin să poate te mai gândești. Eram euforic. Răzvan, da, era bună euforia. Mergi pe mâna mea și mergi până la capăt. Nu, te străi cred, înși cred. Acolo. Da, ne oprim aici. Oricum, pot să ascult întrebarea... Poți să ascult, domnul Incredat, să nu încasezi? Să vezi ce te oftici după aia. Asta e, mai participăm și altă dată. Ne facem lecții. Sunt 400 de euro? Hai, mai gândește-te odată. Răspunsul tău final, acum, Răzvan, este? Rămân aici. Rămâi aici. Felicitări, da. Bravo! Ai 400 de euro la dublu sau nimic în deșteptarea. Mai avem doar câteva secunde. Domnul Luca, te rog frumos să te grăbești. Da, Răzvan, ai pierdut 400 de euro pentru că în dimineața asta întâmplarea face ca tu, fiind inginer, întrebarea să-ți vină mănușă. Și era, dă-i drumul la cronometru ca să iei toată. Hai. Fii atent, acum avea emoții, ta-ta-ta. Și da, întrebarea era... Care este unitatea de măsură pentru putere? Vatul, normal. Da. Bine, Răzvan, mulțumim frumos. Ce ai făcut, mă, Răzvane? Pentru cei 400 de euro pe care ni-ai lăsat. Altă dată să ai încredere pe când... care i-am luat. Felicitări pentru cei 400 mulțumesc. De euro câștigați. Da, tot mulțumesc, e bine. Mulțumesc. Inginerii sunt ființe prudente, calculate, nu-și permit să greșească. O greșeală a unui inginer poate provoca multe pagube, deci omul a judecat, a zis asta e, ce-i mână, nu-i minciună. Eu când le-am spus concurenților să meargă până la capăt... Hai, continuați voi discuția. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă!